Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul întrebării. În această seară, aici, pe Metropola TV, avem o ediție foarte tare. Invitat este avocatul Gheorghe Priperea. Bună seara, bun venit în emisiunea Sub semnul întrebării. Bună seara, mulțumesc! Avem niște cazuri pe care domnul Priperea vrea neapărat să le discutăm. Uite, să începem cu cel care agită lumea și dintr-o parte a oceanului și de pe celălalt mal al oceanului. Este vorba de cazul acesta absolut fabulos, Trump, care în plină derulare la New York se așează în fața tribunalului unde va ajunge Trump, baricade, începe să se adune lumea, într-o oră și ceva ajunge Trump acolo, va fi fotografiat față, spate, lateral, cum se întâmplă, alea vor fi probabil poze de campanie, ca amprentare și așa mai departe. Adică e o nebunie întreagă. Ce e asta? Acum vreau perspectiva avocatului Gheorghe Priperea. Începem cu asta, cu perspectiva avocatului și după aceea cu perspectiva cetățeanului. Da. Din punctul de vedere al procedurii penale, oriunde în lume, oriunde în galaxie, să fie acuzat pentru niște infracțiuni care nu sunt precizate, este absolutamente, da, absolutamente inadmisibil. Numai pe vremea lui Stalin te lua de acasă și spunea, dar de ce sunt acuzat? Lasă că știm. Ai făcut ceva. Ai făcut ceva. Încă o dată, repet, oriunde în galaxie să fii acuzat, nu așa oricum, da? Și în risc de a fi arestat, fără să ți se spună ce anume... Care sunt capetele de acuzare? Se vorbește că sunt vreo 30, 4, da, exact. Nu știu ce. Da, chestia asta nici măcar pe vremea lui Chioveș și în România nu s-a întâmplat. Să nu se știe că măcar ăia ce făceau? Luau arestatul. Că nu mai era vorba de suspect, de nu știu, luau arestatul și în secunda a doua apărea pe surse, uite de ce l-am băgat pe ăsta la bulău și așa mai departe și lumea îl considera deja condamnat. Condamnat deja, da. Deși el, după aia, la 2-3 ani de zile era achitat. Aici nici măcar nu se știe ce anume conține această acuzație. Încă o dată, nu știu, nu sunt neapărat avocat penalist, dar am fost judecător și știu foarte bine că, din punctul de vedere al procedurii penale, așa ceva este absolutamente aberant. Asta este unul. În al doilea rând, principala acuzație pe care nu o neagă nici măcar Trump, pentru că el a spus de unde ar putea să provină, este că cică s-ar fi plătit o sumă pentru a închide gura unei cucoane, unei doamne, cu care, într-un fel sau altul, nu se știe exact dacă a recunoscut treaba asta, a avut relații amoroase, o persoană care a luat... 2006, atenție! 16. A, nu, că a avut... Relații amoroase la un turneu de golf în 2006, a zis Stormy Daniels. Da, da, da. Și ce vreau să spun este că atunci, în 2016, nu a deranjat-o foarte tare. Nu i-a puțit loc da, da, da. $116,000 sau cât treacă 130, a fost acolo, ceva de genul acesta. I-a luat, da? Dar s-a simțit oarecum... cum să-i spun, atinsă la lingurea. Cum adică? Adică nu știu ce anume. Exact. Deci cum a apucat-o pasta de, taman acum, da. Și mai are și, cum să spun, o mega moralitate. Ea este cea care l-a acuzat și mai este unul, cu o moralitate și mai și, care l-a acuzat pe Trump, domnul avocat... fostul avocat al fostul avocat care a făcut și pușcărie al lui Trump. Deci două persoane cu o moralitate deosebită. Adică să tot ai încredere în ăștia. Într-o afacere care era pur privată. Singura situație în care ar fi... Paranteză, iartă-mă, Gigi, vreau să înțeleg. Dacă la un moment dat un client, nu știu, în România sau în Statele Unite, da? Uite, încheie genul ăsta de tranzacție, să spunem. Bă, ăla vrea să spună ceva despre mine. Nu știu, vrea să povestească ceva. O chestiune care eu consider că mi-ar prejudicia imaginea. Dacă eu închei cu el la notariat sau oriunde, nu știu pe unde să face, într-un cabinet, avocație, altceva de asta, o înțelegere. Dându-i lui niște asta. Bani, e o chestiune penală? Este perfect legal. E perfect legal. Se numește tranzacție judiciară sau extrajudiciară. Ok. Oameni buni, uitați-vă la mine. Există chiar legislația penală românească, procesual penală românească, un caz pe care toată lumea știe, pentru că într-un fel sau altul auzit de chestiunea asta, în care, printr-o astfel de tranzacție, cineva care e acuzat și chiar a recunoscut o infracțiune extraordinar de gravă, una dintre cele mai grave, poate doar omorul și pedofilia sunt mai grave, de viol, poate să fie apărat de răspundere, nu pățește absolut nimic. Dacă persoana violată își retrage plângerea
prealabilă, așa se numește. Okay. Și asta se poate întâmpla la modul, cum să-i spun, onest. Eventual, femeia respectivă se căsătorește cu bărbatul violator. Se mai întâmplă situații de genul ăsta, da, pentru că apar copii. Sau se poate întâmpla la modul cel mai cinic posibil. Îmi retrag plângerea dacă plătește atât. Și treaba asta este cât se poate de legal. Okay. Chiar dacă pare așa, cum să-i spun, deranjant din punct de vedere moral, dar asta se întâmplă și asta se întâmplă de când lumea, inclusiv în România. Și acum revenind la Trump. Infracțiunea există, cel puțin cum am înțeles eu, printre rânduri, această poveste penală, doar dacă banii aceia ar fi fost luați de Trump din fondul de campanie. Doar că, ce să vezi, domnul Trump, de când nu mai este președinte, și de altfel și înainte să fie președinte, dar domnul Trump, de când nu mai este președinte, și-a cumpărat un avion care se numește Trump Force One, și care costă fix 100 de milioane de dolari. De ce Dumnezeu ar fi luat Trump 130 de mii de dolari din fondul de campanie, știind cu exactitate că este infracțiune? Paranteză, ăia nu sunt bani de la stat ca la noi, că la noi fondul de campanie... Sunt din donații, Deci nici măcar... Deci ar fi luat un om care, cum să-i spun, nu doar că știe exact despre ce este vorba, dar știe că este ascultat de toate serviciile secrete posibile, banii aceia, când el era plin de bani și este plin de bani și acum. Deci din punct de vedere... al acuzației este mai mult decât subțire. 3. Și acest lucru este cel mai deranjant dintre toate, pentru că seamănă foarte mult cu ceea ce s-a întâmplat în perioada 2014-2018 în România, pe vremea lui Chioveș. Este un domn procuror care este democrat, nu se ascunde aceste simpatii, care este sponsorizat indirect, dar este sponsorizat cu un milion de dolari de Soros. Și care în campania electorală, pentru că ce nu știe românul nostru, este că procurorul american nu e magistrat. Procurorul american este avocat și în plus procurorul american este ales, oameni buni. Da. Procurorul districtual este ales, își face campanie. A spus în campanie, eu îl voi acuza și îl voi aresta pe Trump. Exact. Și a făcut-o. Da. S-au difuzat, ca să înțeleagă și ANEA-ul nostru, că poate n-au urmărit. Astea sunt lucruri... chestii difuzate pe televiziunile americane de nenumărate ori în ultimele zile. Exact, așa. Deci eu nu spun nimic aici care să vă atragă vouă aici vreo amendă. Totul este cât se poate de verificat clar. Că vorbesc ca avocat aici. Da. Și din punctul acesta de vedere, este cât se poate de evident, este capriciul lui Ocam. Dacă nu există o soluție plauzibilă, trebuie să o iei pe aia cea mai simplă. Corect. Și cea mai simplă soluție este că e o vendetă politică acolo. Cea mai simplă soluție este că e, cum spun americanii, orice american, indiferent că este republican sau democrat, spune, ați transformat justiția americană într-o armă politică. You weaponized the American justice. Justiția aceea americană, pe care o vedem și acum în filme premiate la Oscar, o aplaudăm. În filme premiate la Emmy și așa mai departe, o aplaudăm. Iată în ce s-a transformat sub mandatul domnului Biden justiția americană. Aia de la care, cum să spun, toată lumea, dar absolut toată lumea, inclusiv România, ia lecții de eficiență și de spectaculozitate, dacă mi este permis. Acestea fiind spuse, ca avocat spun, totul este un hoax, cum le place americanilor să spun. Și acum, dacă îmi permis, trec la partea de cetățean. Numai puțin. Vreau să mai înțeleg un lucru. Apropo de politizarea justiției americane. Noi am mai avut un caz, apropo de președinte, da? Bill Clinton, în scandalul Monica Lewinsky... Vreau să spun eu asta un pic mai târziu, dar hai să... Iartă-mă, da. Ideea este că acolo... Unii au zis, domnule, acolo a fost doar sex în... Mă rog, oral în biroul oval. Nu. Acolo a fost vorba de sperjur. Mult mai grav. Iar pe Bill Clinton noi nu l-am avut fotografiat, amprentat față aia, nici măcar după, poți să spui, domnule, în ultimul mandatul. Acolo a fost un sperjur recunoscut de Clinton. Exact. Că asta a fost condiția pe care i-au pus-o, vrei să nu te demitem din funcție, pentru că el era sub o procedură de impeachment. Recunoaște fapt. Și a spus, da, îmi pare rău, a ieșit la televizor și așa mai departe, îi pare rău ce s-a întâmplat, am mințit, dar a fost o chestie privată, nu știu ce. Dubla asta măsură a democraților, a progresiștilor, al neomarxiștilor, chiar și a CNA până la urmă, este extraordinar de deranjantă, pentru că în democrație, dacă vorbești despre domnia legii,
Păi domnia legii înseamnă să o aplici și exact la fel. Că este președintele Trump sau președintele Clinton, același lucru. Că este președinte sau este neacostică, da? Trebuie să aplici într-o aceeași manieră. Că dacă îi se întâmpla treaba asta, nu neapărat lui neacostică, nu știu cărui patron de restaurant sau de lanțuri de restaurante, și ăla, ca să nu o deranjeze pe nevastă, ca să nu cumva să declanșeze un dita mai procesul de divorț și să-l lase nevasta fără bani, că așa se întâmplă în Statele Unite când se fac divorțurile astea, ar fi plătit-o pe Stormy Daniels să tacă naiba din gură, nu s-ar fi întâmplat absolut nimic. Uh-huh. Aici însă s-a întâmplat. De ce? Pentru că este Trump. Și acum, dacă îmi permiți, trec la latura de cetățean. Da. Încep cu asta. Pentru că nu e numai dubla măsură care enervează pe toată lumea. Și o dublă măsură care vine de unde? De la cea mai spectaculoasă și cea mai lăudată democrație și cel mai spectaculos sistem judiciar din lume și din istorie. Pe asta e șocant, foarte șocant. Da. Povestea cu Monica Lewinsky se întâmpla în 1997, când ghici ce se întâmpla în Europa. Eram în plin război, devastator pur și simplu. Era cât pe aici să distrugă Europa, acel război. Ce făcea presa americană, care atunci încă nu era în totalitate globală, dar era totuși destul de extinsă. Da. Pe prima pagină, luni de zile în continuu, ne livrau toate amănuntele scabroase, cum a făcut cu Trabucul, ce s-a întâmplat cu Rochița și așa mai departe. Sunt absolut convins că ți-aduce aminte de chestiunea asta. Cu toate aceste amănunte scabroase incredibile, care camuflau ceea ce se întâmpla în Iugoslavia. Madeleine Albright spunea, când a fost întrebată, dar cum justificați faptul că ați aruncat în aer un spital? Nu știu câte poduri pe Dunăre, în Novi Sad. Pagube colaterale. Pagube colaterale. Acum, celebră expresie. Acum, suntem, e adevărat, nu e vorba despre un președinte, ci de un ex-președinte sau de un viitor președinte, ca să-l face președinte pe Trump. Suntem de asemenea în plin război care poate să devasteze, să distrugă Europa, pur și simplu. Și este mult mai periculos decât a fost ăla din Iugoslavia. Pentru că în momentul Iugoslavia, toată lumea a spus, nu putem să lăsăm lucrurile să deraieze, că noi suntem cu democrația, cu valorile și așa mai departe, și implicarea NATO a fost din avion. Aici implicarea NATO nu mai e din avion. Aici implicarea NATO este cu soldați care sunt antrenați, cu armament, cu logistică și așa mai departe. Și aici nu mai este vorba despre Milosevic, ci aici este vorba despre o putere nucleară. Este cea mai mare putere nucleară. Probabil că lumea nu știe chestiunea asta, dar rușii au mai multe arme nucleare, mai mult cu vreo 200 de arme nucleare, focoase nucleare, decât americani. Da, dar asta știi cum e, că de la primul focos la al doilea cam mai e povestea. S-a cam terminat, adică nu mai contează. Repet, aici vorbim despre o putere nucleară. Prima putere nucleară. Să nu se înțeleagă cumva de către telespectatorii noștri că eu îl justific pe Putin. Și nu spun chestiunea asta pentru că vreau să se elimine acuzațiile idiote ale unora că sunt putinist sau rusofil, ci pur și simplu, mie mi se pare că este un criminal Putin. Este un, cum să spun, este dușmanul, pur și simplu. Dar e un dușman inventat. E un dușman care, cum să spun, camuflează faptul că ceilalți sunt la rândul lor dușmani. Doi. Tot ca cetățean spun chestiunea asta. Senzația mea este că în cazul lui Trump este un aranjament. Aole. Teatrul ăsta care se joacă este un aranjament între Trump pe de o parte și democrați pe de altă parte. Să ce? Să ni se abată? Să-l dea la o parte din cursă pe Ron DeSantis, care are mult mai multe șanse să-l bată pe Biden decât are Trump. Am auzit varianta asta, circulă și în Statele Unite ale Americii. Sunt școli de gândire care spun, domnule, e în favoarea lui Trump ca să, într-adevăr, în războiul cu DeSantis. Primul care a sărit în ajutorul lui Trump, pentru că n-avea, a fost o chestie calculată, a fost chiar Ron DeSantis. Uh-huh. Este un tip, mă rog, îl cunosc foarte bine, dar l-am lăudat în perioada pandemiei, că a fost unul dintre puținii guvernatori care au fost cu capul pe umeri, efectiv, și a spus... Terminați cu prostiile astea, cu masca, cu vaccinurile și așa mai departe. El și cola din Texas. Ron DeSantis, după părerea mea, care este și un om tânăr, e sub, cred că are 53 sau 54 de ani, e cam de vârsta noastră, practic, este un tip mult mai calculat și mult mai politician decât Trump. Trump se simte extraordinar de bine în pielea lui. E un actor.
Da, e un actor. Un actor, da. Ceea ce îi se întâmplă acum este, cum să spun, e nemaipomenit. Eu sunt convins că afișul lui de campanie va fi visul, cu față și cu lateral. Exact, este, este visul vieții lui. E, și părerea mea este că îl duc pe Trump în momentul de față la atât de multe procente în fața lui, lui DeSantis, încât pur și simplu republicanii nu o să mai aibă altă soluție decât să spună gata, îl nominalizăm din nou pe Trump și va intra în luptă din nou cu Biden și o să râzi. Dar s-ar putea, dar s-ar putea ca și de data asta Biden să câștige. Știi de ce spun chestiunea asta? Pentru că eu am fost absolutamente convins că Biden, care săracul este cum este, e bătrân, la fel de bătrân am ca văzut, și am văzut Trump. Da, uite, ăsta e de sat, cei care poate nu l-au privit, guvernatorul Floridei, care... Omul zici că este de pe altă planetă, săracul. Adică, da, cum să... Și am zis, bă, nu se poate să câștige asta. Doar că Trump a fost slab. Trump n-a reușit să obțină atât de multe voturi, atât de multe milioane de voturi în plus față de Biden, încât furturile acelea pe care le-a acuzat și pe care, by the way, nu le-a demonstrat niciodată, cel puțin nu judiciar, să nu se întâmple. E, s-a lăsat treaba ambiguă, da? Și deci Trump, părerea mea este că Trump, chiar dacă intră în luptă cu Biden sau cu orice alt democrat, da? S-ar putea să piardă și de data asta. Da, contează foarte mult într-un astfel de context. Bine, cu asta închidem capitolul american, ca să zicem așa, că vom vedea cum stau lucrurile acolo. Însă contează foarte mult suportul pe care ți-l dă partidul într-o astfel de chestiune. Deci dacă partidul se rupe în susținătorii lui Trump, susținătorii lui DeSantis... Nu, acum nu, gata, s-a terminat. O să fie complicat. De 100% republicanii spun, nu se poate așa ceva. Nu am văzut niciun republican care să zică altceva. Da, da, da. E, o să fie o victimizare puternică. În același timp, să știi că la cum arată societatea americană, de multe ori ahtiată după spectacolul ăsta mediatic, da, că acolo cam asta e, campaniile lor electorale, eu am asistat la una spectacol. Din ele. Domnule, ceva absolut incredibil, adică în România, cu toate jaloanele, regulile care sunt impuse, păi în Statele Unite ți-ar râde ea în nas. Cum adică n-am voie să vorbesc urât despre competitorul meu la televiziune? Sau... Apropo de România și cu ocazia asta bănuiesc că vom trece la subiectele românești. Exact. Nu ți se pare ciudat? Adică tu ai fost oricum implicat la maxim în campanii electorale și în 2004 și în 2009 și așa mai. Nu în calitate, ci în calitate de ziarist, da? De cel mai cunoscut ziarist la momentul respectiv. Nu ți se pare ciudat că la ora actuală n-are nimeni, dar absolut nimeni, curajul să spună je suis candidat prezidențial? Da, 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 foarte niciunul interesant. Nu spune chestiunea asta. Exact, da. Care este motivația? Eu nu înțeleg. Da, da, pare, i-am întrebat pe câțiva dintre cei care teoretic ar putea să se pună în postura de candidat la un moment dat în anul viitor și am zis, auzi, domnule, dacă începem prea devreme campanie, dacă ne anunțăm intenția de candidatură, devenim țintă pentru... Ok. Și? Păi ești vulnerabil? Asta e și ideea. Ești vulnerabil, dacă ești vulnerabil, de bine, parte. Exact. Da, de la o parte. Da, nu ți se pare că întorc și eu întrebarea ciudat că de ani de zile, adică de prin 2009 când am moderat ultima dezbatere în toată asta, dezbatere, nu simulacru de dezbatere Iohannis Ponta, așa, care a fost o glumă, dar nu mai există în România dezbatere electorală la nivel de președinție, da? Și de acolo nu mai există nici la nivel de primării și la nivel de, adică totul lumea fie pe care pe culoarul lui își hrănesc fiecare. Și asta este o mare problemă, că românul nu mai are încredere în democrație, printre altele, și din acest motiv. Sunt aceia și îi pune altcineva, nu îi punem noi, n-are rost să mergem la vot și așa mai departe. Și din nenorocire ne trezim întotdeauna cu impostori, cu persoane slabe, cu persoane care se cred oameni de stat, dar nu sunt, cu persoane care spun e de la Europa, e de la NATO și așa mai departe. Niciodată însă, bă da, dacă este de la noi ăștia românii, da? Ăștia românii, cam cum ar trebui să te comporți tu? Că, în primul rând, eu cred că așa îți spune Constituția. Tu, ca președinte, premier, politician și așa mai departe, tu trebuie să urmezi interesul național. Corect. Da. Da. Am primit ieri, și nu numai eu, cred că sunt sute de ziariști în România în momentul de față, de la oameni de televiziune, de radio, de presă online, de presă scrisă, până la oameni, cum să zic, care nu sunt ziariști, dar au poate un blog, un vlog, influencer de mai mici, mai mari. Ieri a circulat în draci, ca să spunem așa, ordonanța de 384 de pagini în format PDF, apropo de scandalul de la Otopeni Duty Free plus celelalte chestiuni de acolo. 384 de pagini. Atenție, fără nicio anonimizare, nimic, asta mă uitam, nu venea să cred. Sunt acolo CNP-uri, adresă de acasă, telefoane ale celor despre care se vorbește. Deci asta, GDPR, glumă, nu există așa ceva. Dar dincolo de acest lucru, n-am mai văzut de mult, să zicem, să circule, cam de până în vremea lui Chioveși,
n-a mai zburat în spațiu public un document din ăsta, așa, cu nume grele, adică în același, a zis toată lumea, domnule, o ordonanță în care există nume de la Ciolacu Ciucă spre Rareș Bogdan, care a fost, era fezandat deja cu câteva zile înainte de a apăra documentul ăsta, Grindeanu automat în toată treaba respectivă și toți ceilalți, tu dose, luați fiecare. Vreau să întreb așa, ce naiba e asta? Intrăm în campanie electorală și de fapt despre asta e vorba, coleg și cu o declarație făcută de George Simion, care a anunțat deja pe pagina lui de Facebook că în 3 septembrie anul curent vin alegerile anticipate. În proporție de 90%, zice el. Ce-o știi, ce nu știi? Și mie miroase alegerile anticipate, dar om vedea. Este parlamentar, este președinte de partid. Da, da, da. Când se aud chestii de genul ăsta, ar trebui să plecăm urechea. Nu uita că, de fapt, nu e lansată de George Simion treaba asta, ci este lansată de un ungur, cum îi zice, Kelemen, da? Da. E prim vicepreședinte sau doar vicepremier, parcă nu? Vicepremier. Vicepremier. Adică nu e oricine. Da, da, da. Da? Kelemen Hunor este acolo de 100 de mii de ani. E președinte de... Practic, e întotdeauna acolo. Adică, cred că trebuie să începem să ne uităm cu atenție la ce spun oamenii ăștia, pentru că s-ar putea să se întâmple. Sunt șanse mari să se întâmple, dar... Alegerile anticipate. Da. Și eu găsesc o rațiune în chestiunea asta și pe de altă parte găsesc și că le-ar prinde bine celor de la putere la ora actuală, mai ales PSD-ului, pentru că imaginează situația următoare. E numit premier, după ce își dă demisia Ciucă, e numit premier domnul Ciolacu, devine premier în sfârșit, visul lui de o viață, pentru că el a fost și vicepremier. Bravo lui că devine premier, dar îți fac pariu cu tine, 100%. Ai avut o emisiune care chiar așa se numea, 100%. Da. Că în 3 luni de zile va fi cel mai detestat om din lume, din România, pardon. Nu poți să țin pariul ăsta, câștigi. Păi sunt convins că așa se va întâmpla. Da, da, bineînțeles. Deci nu numai ce urmează, va fi obligat să ia niște măsuri hiper, mega impopulare, dar PNL-ul, care acum este... Cum se spun? E la pământ. E aplatizat, efectiv. PNL-ul nu există. O să zic că, bă, cât am fost noi... Exact. Aha? Nu? Uite, da, ia uite acum. Ce bine era. O să devină principala opoziție a PSD-ului și eu cred că o să își cam plângă, își deplângă soarta PSD-ului. Păi asta încerc să le spun tuturor la cei care discută. Dom'le, de ce și-ar lua Ciolacu în acest moment jugul guvernării, ca să zicem exact, așa, exact, într-un context în care treaba asta nu-i face bine? Ori lasă în continuare pe Ciucă. Da. Ori devine premier pentru a organiza el alegerile anticipate. Exact, poate. Alegerile anticipate. Nu știu dacă, pe ce premier, în ce formă gândim, așa... Nu e, cum să spun, va prelua Ministerul de Interne, nu uita, adică sunt niște chestii. Bun. Da. Revenind acum la ordonanța asta ordonanța de care spui. Asta, da. Există o motivație obiectivă pentru care s-a întâmplat defecțiunea asta, care este totalmente nelegală. Nu e vorba doar de GDPR, e vorba și de codul de procedură penală. Față de epoca Chioveși și cum îi zicea lui, portocală și nu știu ce, s-a schimbat codul de procedură penală și nu mai ai voie să lași chestiile astea. Dar situația obiectivă este, s-a schimbat între timp echipa de conducere și la parchetul general și la DNA. Dar tocmai pentru că s-a schimbat și sper să apară chestia asta pe TikTok sau pe YouTube mâine, ca să audă domnii în cauză, noi șefi la parchetul general și la DNA trebuie să ia măsuri de urgență, pentru că aici este o chestiune completamente ilegală și îi victimizează pe unii. Acum, eu nu știu dacă Stai, te referi la apariția în spațiu public a acestui document? Da. Da. Adică el n-avea ce să caute... N-are voie. Iartă-mă, acum, ca idee, de unde ar putea să plece? De la... Cine are în sertar, ca să spunem, genul ăsta de document? 3 persoane. Cine? Procurorul de caz, polițistul de la judiciar și grefierul. Ok. Deci, mai departe nu. Adică, da, ăștia sunt. Nu, ăștia sunt. Da. Mă rog, poate să fie și IT-istul care pune niște documente pe ECRIS, nu știu ce, dar mai puțin. Ăștia sunt cu hotărârile judecătorești, ăștia le pot face rapid, dar ăștia 3 sunt. Okay. Bun, acum revenind. Da. Marele deranj, că acum nu mai vorbim de o chestie obiectivă, ci este o chestie de interpretare a mea. Marele deranj cu această devoalare a unor nume este că printre numele alea nenumărate, care sunt evidențiate pe acolo,
mă rog, sunt niște discuții în restaurant în care spune, am vorbit eu cu ăla, știu că ăla nu se bagă, grindeanu este un ciufut, ceva de genul acesta, apar și niște nume care realmente sunt vinovate. Da? Nu știu eu cine sunt vinovate, dar ar putea să apară acolo niște nume care realmente sunt vinovate. Ce fac numele alea în momentul de față? Se victimizează. Dom'le, n-am ce să caut acolo, ce e asta? Este ilegal, sunt probe nelegale și așa mai. Se victimizează. Și într-un fel sau altul, ulterior, se ajunge la corecții din punct de vedere al procedurii. Pentru că ordonanța respectivă poate să fie și anulată. Bine, tu vorbești acum din perspectiva și a avocatului. A proceduristului. Te întreb așa, dacă din perspectiva cealaltă, da, pe care există și o altfel de privire pe care o putem arunca asupra acestei ordonanțe, inși care se știu, poate într-un fel sau altul, măcar un pic, cu un telefon pe care l-au dat, cu o vorbă pe care au rostit-o în favoarea băieților ăstora care căutau sprijin politic, da? Nu cumva sunt în acest moment puși cu botul pe labe, cu mințiți și aproape că nu mai îndrăzesc să facă nicio mișcare? Da. Adică sunt niște mișcare, dacă poate emiteau pretenții să preia, nu știu, o filială de partid sau să aibă gânduri de a concura pentru postul de prim-ministru la rotație. Uite Grindeanu, da? Sau poate chiar ar fi vrut, nu știu, să prindă un ciolan mai mare de șef al PSD. Dacă am înțeles eu bine, este indicat acolo și Ciolacu. Da, Ciolacu, dar toată lumea în momentul de față, adică e așa, bă, mai oare au ăștia ceva? Cred că toți acum dau filmul înapoi și zic, într-un an de zile am discutat cu cineva vreodată despre subiectul ăsta? Sau ce dracu am discutat până acum? Sau ce dracu am discutat dacă am fost într-o astfel de chestiune, da? Am scos vreo vorbă? Da, nu este exclus, da. Nu? Da, dar și atunci cineva, cum zicea Rareș Bogdan, că l-au întrebat cine l-a pus pe Aurescu, șef la externe, și a zis, sus de tot, statul, iar statul, iar nu știu ce. Poate că acel stat din cloud de undeva de sus, din norișor. Ar putea să fie o pisică arătată, fără discuție. S-ar putea să fie o chestie relativ subtilă, că mie nu-mi pare nimic, că e ca și când ar da cu barda aici, efectiv. Ceva de genul, stați la locul vostru că vi se întâmplă. Da. S-ar putea să fie și o cunoaștere relativ fină psihologică a acestor tipi, pentru că ăștia, dacă se simt vulnerabili, cu musca pe căciulă, exact, se vor comporta ca corect, atare. Da. Dar nu exclud și prostia, pur și simplu, neatenția și prostia. Mi se pare că apare dosarul ăsta care, repet, e în lucrare, cum se spune, de un an de zile aproape, ca să zicem așa. Cum? Da, el să lucreze. Și apare acum, pac, și apare acum înainte de rotație, ca să noi spunem rotativă, păi, da? Adică spune... momentul în care nimeni nu trebuie să emite niciun fel de pretenții și, cum a zis domnul președinte Klaus Iohannis, mă voi implica să asigur stabilitatea. Cui, atunci trebuie să vă uitați voi, ziariștii, cui e profit acest lucru. Și cred că puteți să vă dați seama, mă rog, să ne dăm seama cu toții, opinia publică, de următorul lucru. Prin eliminare, dai la o parte toate numele respective și vezi ce anume a rămas. Și se pare că s-ar putea ca aia să fie cei care profită. Da, eu cred că așa, nu știu. Adică prin eliminare. Nu, un miros de ziarist, așa, că ziariștii au și un pic de flair. Este un simț pe care îl dezvolți cu vârsta, ca să zicem așa. Cred că domnul Klaus Iohannis este cel mai câștigat din acest punct de vedere. Toți ceilalți sunt cu minței, poate să facă guvernul cum vrea el, poate să meargă, să împingă varianta anticipatelor, dacă asta îi convine, da? Lui, PNL-ului, scenei politice, țării, poate e un interes mai sus, da? Sau poate să facă un guvern cu un prim-ministru pe care el poate decide, da? Poate să rămână în postura asta, să fie în continuare ciucă, adică cred că acum sunt cărțile la Cotroceni ușor, ușor, că toți ceilalți vor fi foarte cu minții. Bă, dacă nu suntem cu miști, cine știe ce să întâmple? Eu nu știu ce să spun. Da. E foarte probabil să fie așa și bineînțeles că ai deformația profesională de ziarist, cum am eu deformația profesională de avocat, categoric. Dar eu spun două lucruri care s-ar putea să mire pe toată lumea. În primul rând, domnul președinte nu mai are nicio relevanță. Domnul președinte mai are un an jumate de mandat. Da, dar poate vrea să fie șef al Partidului Național Liberal. Aia nu știu ce să zic, deși mi se pare că îi se pregătește o surpriză din partea foștilor pedeliști. A doua chestiune, nu știu dacă are interesul Iohannis să facă alegeri anticipate anul acesta, că din momentul în care face alegeri anticipate și se schimbă configurația politică, eventual cu emergența AUR către 30%, în momentul ăla chiar va fi devenit irelevant, complet irelevant. Dar tu îți dai seama ce înseamnă un AUR care nu știu dacă a început la 30%, dar sare spre 25% în alegerile europarlamentare
și începe efectul ăla de bulgăre și ai alegerile parlamentare după alegerile europarlamentare cu un aur care a ieșit cu un scor bun la europarlamentare, înseamnă că ai și în alegerile parlamentare un scor bun al celorlalți. Aici poți să mai reduci damage-ul de procent. Mă rog, îl suspectăm totuși aici amândoi de asemenea subtilități pe domnul președinte? Domnul președinte are niște reacții dintre astea, cum să-i spun, de pe zi pe alta. Poate pe domnul președinte nu, dar sunt oameni în jurul domnului președinte care cred că sunt foarte interesați de ce se va întâmpla cu PNL după alegerile de anul viitor sau înaintea alegerilor de anul viitor, cu conducerea partidului, cu postul care rămâne vacant de prim-ministru dacă pleacă domnul Ciucă, cine e acolo? Da, și rămâne vacant și postul de președinte al PNL, pentru că așa cum s-a întâmplat și cu Orban și cu Câțu, și Ciucă se va întâmpla același lucru. Vreau să ajungem la un subiect despre care știu că ai vorbit mult, ai scris mult, pentru că postezi foarte des pe Facebook și lucruri de substanță, nu te joci cât mă acolo. Cât mă mai lasă Facebook, da. Că asta sunt și adăubanat. Da, asta e viața. Da, ce asta e. Da. Sunt încă 19 milioane de doze de vaccin care ajung în România sau au ajuns deja, da, asta este. În orice caz, ele vin, că s-a plătit pentru ele, adică banul s-a dat, contractul s-a semnat, vaccinurile vin, ori la ora asta eu nu știu dacă pe undeva, pe vreun cabinet din România, aș mai face cineva vaccinul anticovid, adică nu, bănuiesc că, da. Povestea asta iarăși apelez la avocatul Gheorghe Pipere. Noi avem, din punctul meu de vedere, cel mai mare subiect de presă al ultimilor, nu știu, 20-30 de ani, ceva de genul ăsta, da? Cred că este acest subiect al contractelor pentru vaccinurile anticovid. Vorbesc din perspectiva tot ceea ce înseamnă un scoop, o lovitură de presă, dacă ar fi să o dai la un moment dat. Să pui mâna, de exemplu, pe contractele neanonimizate, da? Neblurate în anumite așa. Da. Deci să descoperi contractul ăla. Să știi ce conțin clauzele acestor contracte. Să afli ce conțineau... Să afli ce scrie pe SMS-urile exact, respective. Exact, SMS-urile doamnei Ursula. Deci aici este un subiect de presă extraordinar de interesant. Și cu toate astea, presa n-are. A uitat, pare să fie uitat acest subiect. Este absolut uluitor pentru mine cum Uniunea Europeană, care ne-a învățat cuvintele transparență în cheltuirea banului public, a dat dovadă de cea mai mare lipsă de transparență în cheltuirea banului public european într-un astfel de subiect și totuși în momentul de față autoritățile nu găsesc o variantă, toate autoritățile care au la dispoziție cele mai bune case de avocatură, că de-aia voiam pe l-am la avocat, cele mai tari case de avocatură, cele mai multe finanțe pentru a duce un proces cu băieții ăștia, da? Așa. Vorbesc de, când spun băieții, spun de cei care au făcut contract. Big Pharma. Și cu toate astea, toată lumea tace în acest moment. Păi de ce? Sunt foarte multe motive, dar în același timp există și o scuză perfectă. Deocamdată încă există o scuză perfectă. Perfectă în sensul că le camuflează toate aceste, cum să-i spun, aceste malversațiuni, dar nu perfectă în sensul că e bine pentru umanitate, pentru că este una dintre cele mai mari nenorociri. Este un război inventat. Este un război, cum să-i spun, care are niște motive false, chiar mai false motivele sunt decât cele pe care le-a avut războiul din Irak sau războiul. Te referi la povestea asta legată de virus? Nu, mă refer fix la războiul din Ucraina, da, care s-a declanșat și care a schimbat prioritățile. Nu mai sunt prioritare politicile sanitare, nu mai este prioritar nici ecoterorismul Uniunii Europene. Totuși un război acolo, adică se moare. Asta e o nenorocire, o calamitate. Categoric că trebuie să reacționezi. Asta este primul lucru pe care trebuie să-l faci în război, să te ocupi de război. Categoric, nu neg. Problema care se pune este că pare să se fi declanșat acest război prea la momentul potrivit. Mă întorc în stai, timp. Detaliază un pic. Prea la momentul potrivit ca să acopere ceva? Da, da. Da, povestea asta din așa? Din zona politicii sanitare. Da, o să zic că toată lumea, domnule, a dat-o în teoria conspirației. Dar uneori sunt astfel de momente în care genul de teorii din astea conspiraționiste sunt întrebare. Sau, mă rog, întrebare. Apare în conspirație. Cine este mai vinovat? Da? Teoreticianul conspirației, care s-ar putea să fie dovedit a fi un mincinos și să se facă de râs ulterior? Sau conspiraționistul. Da? Să ne fie clar că din punctul de vedere al limbii române s-au operat niște inversiuni. Hai să cădem de acord, ca să mergem cu chestiunea asta,
că războiul ăsta, da, a picat la momentul potrivit. La momentul potrivit, la țanc. Nu știu. Dar așa s-a întâmplat, nu că a fost aranjat. Așa s-a întâmplat. Motivațiile sunt absolutamente incredibile. Ni se dau niște motivații pentru păcălirea opiniei publice, că, domne, alea sunt niște SMS-uri de pe telefonul personal, sunt mesaje personale, nu știu ce, protecție GDPR și așa mai departe. Unu, nu e telefonul personal. Da. Doi, ce mesaje personale poți să ai tu cu ca președinte al Comisiei Europene, cu care era primul din cei trei membri din Comisia de Negociere a unui contract de 78 de miliarde de euro, dintre care vreo 40 se duceau către cel care era destinatarul mesajelor tale pe telefon. Ce mesaje poți să ai tu în acea perioadă? Asta este unul. În al doilea rând, se țin secrete acele contracte, da? Le-a arătat Chris Terheș la televizor. Da? Da, da. A arătat și s-a arătat, uite, asta nu e nicio comunicare. Pur și simplu și-au bătut joc de Parlamentul European. Pentru că sunt rânduri, aproape toate sunt în negrite. Da. Pe motivul că cică s-ar păstra în felul acesta un secret comercial. Wow! Stai o secundă. Secretul comercial, care înseamnă business, care înseamnă bani, nu are cum să înlăture necesitatea ca eu, cetățean, ca eu pacient, ca eu persoană care s-a... Eu cetățean. Uite, eu, cetățeanul Turcescu, sunt vaccinat. Da. Exact. Ce contează secretul comercial când eu trebuie să știu ce Dumnezeu conține chestia aia și dacă am pățit ceva de la ea, dacă mi s-a întâmplat ceva de la ea. Că se întâmplă, sunt lucruri care se văd, da? S-a ajuns la niște stupizenii de argumentații că, domne, ăla a murit pentru că a băut mai mult de 2 litri de apă pe zi. Ăla a murit pentru că a făcut prea multe dușuri. Ăla a murit pentru că a făcut prea mult efort pe terenul de sport. El fiind ce? Da, sportiv de performanță. Da. Apar tot soiul de... Singura motivație pentru ce li se întâmplă acelor oameni și care lipsește, fiind asta că făcuse a treia doză și la două săptămâni de zile li s-a întâmplat ce li s-a întâmplat. Deci, repet, este o insultă pe care trebuie să spun furnizează... pentru cei care poate vor zice, domnule, ăștia iar au luat o teoria asta, simt nevoia să fac această precizare, mai ales și pentru oamenii de la CNA, care au fost foarte atenți la un moment dat. Dom'le, genul ăsta de semne de întrebare, că toți suntem în emisiunea sub semnul întrebării, nu le pun acum sau nu le rostesc Piperea și Turcescu, ca să fie foarte clar. Ele vin chiar din partea oamenii de știință. Exact. Deci suntem la momentul experți. În care în luna aprilie 2023, nu mai suntem în aprilie 2021, da? Nu mai protejezi nimic în momentul de față. Suntem într-un moment în care comunitatea științifică internațională, prin studii, prin cutare, pe nu știu ce, își pune semne de întrebare, ridică... Mai mult decât atât. Să zicem că ne menținem în zona aceasta, nu știm sigur ce s-a întâmplat. Exact. Dar, pe de altă parte, nici nu putem să ascundem lucrurile astea în continuare. Pentru că CNA, ANVM, ăștia cum le zice, ANM, scuze, Agenția Națională a Medicamentului, Ministerul Sănătății și așa mai departe, la un moment dat, când toate lucrurile astea se vor aduna, când oamenii vor căpăta curaj și vor spune ce se întâmplă și vor da în judecată, apropo de asta, eu am un proces de genul acesta pe 26 mai, poate îmi dai posibilitatea de 2 minute să-ți explic în ce constă, când o să dea în judecată, trebuie ca cineva să răspundă juridic și politic. Nu o să răspundă. Da? O să răspundă. Ce nu știu oamenii aceștia, care consideră că nu, pe mine nu o să mă atingă, o să fie un țap ispășitor, o să-l ia pe ăla. Nimeni nu știe dacă va fi el sau altcineva țapul ispășitor respectiv. Bun, revenind. Motivația este de natura a ne insulta inteligența. Secretul comercial nu înlocuiește obligația de a fi transparent. Există o legislație care spune că dacă sunt produse cu defecte, inclusiv medicamente sau vaccinuri, acele defecte trebuie să fie nu doar de natură a atrage responsabilitatea producătorului, dar trebuie să le arăți public. Trebuie să le spui. În codul consumului al României este o lege din 2004. Când te cheamă în serviciu cu mașina după ce ai cumpărat-o, ce deci, să spune, mașinile din lotul cu tare sunt invitate în serviciu. În momentul în care să... se știe că sunt 1700 de efecte adverse ale vaccinului Pfizer, încă o dată, ca să știe domnii de la CNA, nu sunt cifre inventate de mine,
Sunt cifre care rezultă din rapoarte științifice. Tu trebuie să spui lucrurile astea. Pentru că dacă nu spui și se mai injectează un copil, o femeie gravidă, un om bătrân, înseamnă că ești pur și simplu criminal. Noi, în momentul așa, de... așa spune legislația. Noi în momentul ăsta, îți readuc aminte de la ce am pornit, de la ce ne-am luat, ca să zicem, cu acest subiect, avem încă 19 milioane de doze care ajung în România, dacă nu cumva vor fi și ajuns. Da? E, da? Dacă nu convinge pledoaria mea în legătură cu responsabilitatea pentru produs, da, și obligația de a anunța oamenii de pericolele respective, poate convinge chestia asta cu finanțare. Există un contract, înțeleg, da, despre care Uniunea Europeană a spus așa: noi am asigurat două lucruri, doar două lucruri. Colectarea banilor de la toate țările, de la toate țările și respectiv negociere. Să fie cât mai ieftin vaccinul. Pentru că altfel, uite, dacă nu luam noi la 20 de euro pe doză, se ducea la 100. Să zicem că este o motivație. Dar cei care au spus câte vaccinuri au nevoie sunt miniștrii de sănătății, premierii și așa mai departe din statele membre ale Uniunii Europene. Chiar crezi că s-a întâmplat așa? Nu, asta a spus Fondul. Am înțeles, dar eu cred că li s-a repartizat cotă. Nu știu, să vină cotă la tine atât, cotă la tine. Domnule, să vină Cățu sau Voiculescu și să spună: nu e adevărat, minte Fondul. În realitate ni s-a spus luați 120 de milioane. Dar până atunci avem o declarație oficială a doamnei von der Leyen, Frau von der Leyen, care spune: nu noi am decis cotele, statele au decis cotele. Bun. Noi ce facem în momentul de față? Plătim completamente inutil 19 milioane de doze care nu se vor duce categoric în injecții făcute oamenilor, că nu le mai face nimeni, ci se vor duce în tomberon, că din nefericire în România nici măcar asta nu se face. Niște milioane de euro vom cheltui și să le ducem la tomberon. Asta spun, cheltuieli obligatorii pe care trebuie să le faci pentru a le distruge ecologic. Nu ne poți arunca legal direct în tomberon. Dar iartă-mă, acum, tu crezi că subiectul ăsta, sigur că mie mi se pare, cum să spun, din categoria wow, de ce? Dar crezi că la ora asta îi mai interesează pe români această poveste? Ba da, interesează, da? Că acum ajungeam și apăsam pe butonul emoțional. Mm-hmm. Dacă domnul Harari, dacă îți sună cunoscut numele, ne zice că am ajuns niște păpuși emoționale, care, cum să spun, pot să fie butonate emoțional. Butonul emoțional este următorul. În timp ce plătești 1,2 miliarde de euro pe vaccinuri inutile, și asta este doar o cifră, pentru că sunt multe alte sume enorme de bani cheltuite inutil în pandemie, tu spui că nu ai bani pentru pensii și urmează să ajustezi din nou pensiile. Tu spui că nu ai bani pentru alocațiile pentru copiii români. Tu spui că nu mai ai bani pentru pensionarii francezi, poți să spui, pentru... Bine, eu vorbesc despre România. Eu vorbesc despre România și mai spui un lucru. Uite, avem probleme că nu ne mai împrumută nimeni și nu mai putem să dăm compensațiile și respectiv plafonările la facturile la energie, pentru că ce nu știe lumea este că statul român a promis că dă aceste compensații, dar se pare că de vreo 5 luni de zile n-a plătit nimic la furnizori. Ceea ce înseamnă că o să-i bage și pe aia în faliment. Deci, ăsta e butonul emoțional. Asta e o știre. Este o știre. Ce am vrut să spun este că, din punct de vedere emoțional, iau ca atare, fix ca atare, banii aceștia sunt extraordinar de importanți, nu pentru că oricum s-au aruncat pe fereastră nu știu câte miliarde, ci pentru că cu banii aceștia se puteau face alte lucruri. Ce anume? Păi să nu-i mai minți pe pensionari că nu ai bani și de-aia nu le dai bani. Că să nu-i mai minți pe părinți că nu ai bani și de-aia nu le dai alocațiile. Să nu-i mai minți pe consumatorii casnici că le-ai plătit compensațiile când de fapt de 5 luni de zile tu n-ai plătit chestiunea asta. Să nu mai minți. Ai spus că e un proces, apropo de chestiunea asta? Da, foarte pe scurt, este vorba despre un om, cam de 40, cred că acum are 43 de ani, care și-a făcut prima doză de vaccin, s-a dus la specialist, i-a spus: mă doare piciorul, ce să fac? Să fac și a doua doză? Că nu ai absolut niciun fel de problemă. A făcut și a doua doză și în secunda a doua a început să aibă niște dureri absolut atroce, pentru că a făcut trombi, pur și simplu.
Și timp de aproape 2 ani și acum când discutăm, este în niște proceduri de medicație foarte scumpe, niște medicamente, niște proceduri, tot felul de lucruri dintre astea. Nu vreau să le explic acum, că nu vreau să dau sentimente de groază populației care ne ascultă, ca să își salveze piciorul de la amputare. Din fericire, în momentul de față... 40 și ceva de ani? Da, da. Din fericire, în momentul de față, omul și a reușit să-și salveze piciorul. Dar are confirmarea clară că acest lucru s-a întâmplat de la vaccin? Ăsta este cine elementul, doctorul acela specialist. Ăsta este elementul cel mai spectaculos posibil, pentru că toată lumea mi-a spus, dom'le, dar nu-mi dă nimeni mie scrisoare medicală că este așa, de la vaccin. În dosarul acesta am scrisoare medicală, din care rezultă că acești trombi, această tromboză s-a întâmplat de la vaccin. Și în plus, cu asta termin. E un medic român care a spus chestia asta și a asumat acest lucru? Da. Și eu am rămas absolut uluit. Am văzut. Să știi că rămâneam să sunt uluit în chestia. Dar mai este un lucru de spus aici și foarte pe scurt. E tehnic, dar asta este, trebuie să o spun. E o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene din 2017, pronunțată împotriva Sanofi Pasteur din Franța, că tot vorbeam de Franța, din care rezultă așa. Nu este nevoie să demonstrezi cauzalitatea directă, nemijlocită, între administrarea vaccinului și boala fatală. Sau, mă rog, boala grea, gravă. Este suficient să demonstrezi indicii suficient de temeinice, de clare, din care se rezulte că nu se putea întâmpla altfel decât de la vaccin. Din altă parte decât de la vaccin. Care sunt cele 3-4 indicii? Exemple. Vecinătatea temporală imediată. Am făcut vaccinul acum și peste 3 luni de zile s-a întâmplat belea. N-am mai luat altceva în afară de vaccin. N-am mai avut alte antecedente, ce. N-am avut în familie, etc. Deci, este argumentul briciului Ocam. Dacă nu există o altă motivație pentru care omul acela a făcut tromboză și nu există, atunci este clar că tromboza este de la vaccin. E interesant acest proces. 26 de urmărit. Lumea, dacă vrea să vadă, poate să vină în sală. Da, e interesant. Mai am câteva minute. Nu vreau să ratez ocazia asta, mai ales că am văzut că e un subiect care te pasionează. Te sperie chestiunea asta legată de inteligența artificială? Am văzut că ai notat un lucru care e într-adevăr îngrijorător, că sunt vreo 300 de milioane de oameni care ar rămâne în următoarea perioadă fără locuri de muncă, având în vedere ce viteză extraordinară începe să ia povestea asta cu inteligența artificială. Robert Turcescu, pe mine mă sperie ceea ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani de zile cu știința. Eu, personal, eu sunt un om de știință. Da? În afară de a fi avocat, eu sunt și profesor de drept. Sunt un om de știință și știu că omul de știință, pe de o parte, este riguros, pe de altă parte, este dubitativ. Adică nu trebuie să fie convins niciodată nici măcar de adevărurile și certitudinile lui. Ce s-a întâmplat cu știința în ultimii 3 ani de zile a fost că ni s-a livrat ca certă de 100% știința oficială, aia care era ștampilată de autorități, știință care la o săptămână distanță s-a dovedit a fi falsă, sau corectată și așa mai departe. Și acum ajungem să vedem reacția ale oamenilor de știință, doctorii de pe la televizor care au spus luați vaccinul că e 100% sigur, care ne spun așa, așa s-a crezut atunci. Da? Deci, retroactiv vorbind, ajungem la concluzia că aia a fost o ghiceală norocoasă, că n-a fost știință, oameni buni. În domeniul ăsta al inteligenței artificiale, nimeni nu este sigur ce se întâmplă. Nimeni nu este sigur. Și de asta mă tem eu. Păi dacă tu nu ești sigur, la ce poate să ducă inteligența artificială? De ce înaintești ca nebunul, ca irresponsabilul, în galop, către această inteligență artificială care... ca prim efect care e vizibil imediat este, cum să spun, determină dispariția unor locuri de muncă. Goldman Sachs, nu altcineva. Exact. Da? Cred că lumea știe despre ce este vorba. A spus așa, la nivel mondial, în următorii 5 ani de zile, 300 de milioane de joburi vor dispărea. Profesori, avocați, taximetriști și așa mai departe, nu contează, n-are niciun fel de importanță ce job ai, dacă se va considera că e mai bine făcută sau mai eficientă de către inteligența artificială, o vor face. Suntem la iar final. În România, încă o cifră,
În România, noi deja avem 4,5 milioane de persoane care sunt la limita sărăciei. Da. Dacă vor rămâne și fără joburi, s-a terminat cu ei. Da. E un subiect pe marginea căruia ați propun să revenim într-o întâlnire viitoare. Îți mulțumesc pentru participarea în această seară, doamnelor și domnilor. Rămâneți în continuare cu Metropola TV. Urmează o ediție specială Mădălin Ionescu Show. Sunt și eu invitat în această ediție. Avem lucruri foarte interesante de discutat și în acest talk show al lui Mădălin Ionescu. Așadar, de la 21 trecute fix, suntem acolo.